Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Eu sunt Maia și astăzi vom pregăti pastă de migdale din care o să facem diferite dulciuri. La această rețetă avem nevoie de 500 de grame de migdale, 300 de grame de zahăr pudră, 50 de mililitri de apă, 70 de grame de glucoză, o esență de migdale, un pachetel de zahăr vanilat. Mai întâi o să măcinăm migdalele. Primele migdale le-am măcinat, așa trebuie să arate. Punem și celelalte migdale. Și am terminat de măcinat toate migdalele. Amestecăm un pic făina de migdale să o desfacem. Migdalele trebuie să fie uscate în momentul când le măcinați. Punem zahărul peste făina de migdale, zahărul vanilat și amestecăm bine făina de migdale cu zahărul. Le mai amestecăm bine și cu mâna. Le amestecăm cât de bine putem, pentru că migdalele au un ulei și se combină cu zahărul pudră. Iar acum o să punem esența de migdale, glucoza. Dacă nu aveți glucoză, puteți înlocui cu miere. Și punem și apa, dar nu o punem pe toată, mai punem după aceea ca să vedem cum iese compoziția. Iar acum începem să amestecăm totul. Scoatem paleta și începem să-l frământăm cu mâna. Frământând cu mâna, vedem dacă mai trebuie și cealaltă apă sau nu. Mai punem un pic de apă și începem să frământăm din nou. Îl strângem cât putem în mâini. Am pus toată apa, iar acum frământăm toată compoziția bine. Nu trebuie frământată mult, până când se leagă toate între ele. Compoziția este gata, așa trebuie să arate. Uitați cât de frumoasă este pentru modelat. Cum e plastilina. Îl așezăm un pic. Acum o să-l înfășor într-o foaie de plastic. Iar acum o să-l lăsăm să se odihnească pentru jumătate de oră în frigider. Cu această pastă puteți face tot felul de dulciuri în formă de animale, fructe și în orice alte forme doriți. Este foarte bună și se face foarte ușor. Eu astăzi am făcut dulciuri în formă de oițe și de găinușe, dar o să mai fac și alte forme și apoi o să vi le arăt. Uitați cât este de frumoasă!